Cu siguranță. 27 septembrie, sigur că am văzut declarațiile năstrușnice ale liderului PSD privitoare la o posibilă amânare a alegerilor. Din punctul meu de vedere, alegerile se pot ține fără niciun fel de probleme în data de 27 septembrie. Noi am pregătit ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne, al Ministrului Sănătății și al Președintelui Autorității Electorale Permanente, un ordin prin care să asigurăm măsuri de protecție sanitară pe toată perioada derulării campaniei electorale și, de asemenea, în ziua votului, în cursul procesului de votare. De altfel, s-au depus candidaturile. Cred că astăzi rămân definitive toate candidaturile. Cum să amâne alegerile? Mă rog, numai PSD-ul își poate gândi la așa ceva. Sigur că le e frică de alegeri și își imaginează că pot să mai rămână la putere neținând alegeri. De altfel, dacă ați urmărit, majoritatea controlată de PSD în Parlament a mai făcut o boacănă, au votat o lege prin care au hotărât ca parlamentarii să decidă data alegerilor parlamentare, adică parlamentarii al căror singur interes este să-și prelungească cât mai mult mandatul, să hotărească ei când vor fi alegeri. Păi dacă ar fi după PSD-iștii din Parlament, ei n-ar mai vota niciodată alegeri ca să rămână în Parlament. Sigur că le-am atacat la Curtea Constituțională această inepție și sigur că atunci când va impune Constituția și legea, guvernul va stabili și data alegerilor parlamentare, așa cum este normal. Aici am o veste bună, care e vizibilă pentru cei care urmăresc. De 7 zile, nu numai că suntem pe un plafon, am oprit creșterea numărului de cazuri, dar de 7 zile, numărul de cazuri de persoane infectate, diagnosticate în ultimele 7 zile, numărul de cazuri e mai mic decât numărul de cazuri din ziua echivalentă a săptămânii trecute. Și astăzi avem 1100 și ceva de cazuri față de 1340 ceva de cazuri în sâmbăta trecută, adică în intervalul vineri sâmbătă a săptămânii trecute. Nu există decât o singură soluție aici: cu cât mai mulți români înțeleg să respecte măsurile, să respecte regulile, să se protejeze, cu atât numărul de infectări va scădea și putem să ducem o viață normală. Pentru că ceea ce ne dorim noi este să ducem o viață normală, încetul cu încetul să se reia toate activitățile și viața oamenilor să fie cât mai puțin afectată de această pandemie. Suntem în curs de realizare a aplicației, că accesarea finanțărilor din miliardul către, nu numai către Horeca, către domeniile care au fost afectate cel mai mult de restricții în perioada stării de urgență și stării de alertă, pregătim o aplicație informatică astfel încât toate cererile să fie depuse online și să fie soluționate cu celeritate. Până la sfârșitul lunii august, cred că în jurul datei de 1 septembrie, am convingerea că vom fi capabili să lansăm apelul de proiecte. Așa cum am lansat apelul de proiecte, în discuțiile care le-am avut cu delegația de la Arad, am avut problema cetății, problema centurii, am avut problema care încă n-am rezolvat-o, recunosc, domnul președinte Cionca, compensării sumei pe proiectul PNDL pe care l-a trecut pe fonduri europene, dar o vom rezolva. De asemenea, am discutat și de lansarea apelului de proiecte pentru extinderea rețelelor de gaz, înființarea de distribuții de gaz, astfel încât gazul românesc să ajungă în casele românilor. Și pe data de 17 august am lansat apelul de proiecte pentru
Oficiala de distribuții de gaz natural. Nu cunosc la ce vă referiți. Există în cadrul legal în care se acționeze în perioadă de... Un angajat al DSP care și-a făcut datoria în bătălia contra coronavirusului nu trebuie cercetat, ci trebuie apreciat. De altfel, Direcția de Sănătate Publică Arad a fost foarte greu încercată. Gândiți-vă că pe lângă funcțiile obișnuite pe care a trebuit să le asigure, de la anchete epidemiologice, creșterea capacității de testare, dispunerea tuturor măsurilor de izolare, carantinare, gândiți-vă că au trebuit să asigure granița la un trafic absolut uriaș, mai ales trafic de intrare și niște condiții extrem de dificile datorită multor restricții care au apărut în statele vecine. Am felicitat Direcția de Sănătate Publică și consider că este una dintre direcțiile de sănătate publice cele mai dinamice, care este și printre cele mai moderne, întrucât a reușit să introducă aplicații extrem de utile, care trebuie să fie generalizate la nivel național și o parte din aceste aplicații ar trebui preluate chiar de Ministerul Sănătății. Nu știu, nu am știință, nu vă pot da un răspuns la întrebare, pentru că nu știu despre ce e vorba.